Sunt foarte nervos. Nu mi se pare că Sevilla este un rival pentru mine. Dar asta a fost. A fost momentul de el. Să fie bucuros. Mă bucur pentru Faimos. A luat un reward foarte bun, care eu doream. Hey, ziceam, să nu toftici că te văd fața și degeaba toftici, pentru că azi chiar ai dat mare putere. Și tu când ai venit ai zis că o să dai 2 puncte și ai dat chiar 2 puncte, ai dat tare. La fel ca Sorina, a zis 2 puncte și a dat 2 puncte. Așa că, măi, sunteți războinici. Cred că eu am făcut 2 traseuri foarte bine la început. Acum, de exemplu, am ajuns eu un pic mai târziu ca Sevi, din cauza că a ajuns Elena primul, dar nu sunt vânt că arunca cocos, așa că nu e mare problemă. Ne mai vedem mai încolo. Suntem o echipă, am pierdut cu toți. Cu toți. Când câștigăm, câștigăm cu toți. Așa. De câte ori, auzi? De câte ori n-am adus noi puncte și au adus ei și au câștigat. Am câștigat împreună. Așa. Nu? Astăzi am adus noi câte 2 puncte și restul poate au adus unul sau niciunul. Așa. Nu contează. Care e problema? N-a fost să fie, eu nu sunt supărat, nici ei nu sunt supărați pe treaba asta. Mai puțin Starling, care e supărat pe el, puțin dezamăgit, dar sigur îi va trece chestia asta. Ne vedem următoare dată. Așa va fi. Starling, ai fost fenomenal, să știi. Din păcate, Marilena nu se simte în cea mai bună, optima forță. Nu bag bine pe ea în niciun caz. Este o războinică adevărată și 100%. Dar azi nu a fost ziua în care ea se simtea bine. L-a zis de la început, nu mă simt bine, cer scuze dacă nu pot să dau tot de la noi. Tot cunoaștem pe Marilena la traseu. Este extrem de puternică, e cel mai puternică dintre toate. Mă lasă fizicul, mă lasă psihicul, mă lasă absolut tot. Și în momentele astea nu... Deci efectiv sunt foarte demoralizată. Eu nu cred că noi am greșit de strategie cu Marilena, pentru că întotdeauna eu mă duc pe parte de încredere oameni. Sunt momente în care tu, care am fost sportiv dintre noi, știm foarte bine că sunt momente în care tu simți că tu trebuie să fii acolo înăuntru. Dacă este să fac o comparație, ceea ce am observat eu, comparându-te cu prima jumătate de timp, nu prima jumătate, prima până la accidentarea ta, până ce ai fost la spital, aia a fost Marilena 100% în care te dai tot. Și astăzi ai fost Marilena care a dat 100%, dar din potențialul tău, din acest moment. Tu ai dat 100% din potențialul tău înaintea plecării tale spre spital și acum ai dat 100% din potențialul tău în starea în care ești. Eu, Alin, Sorin, Muști, tot vorbim cu ea, se la ridicăm, pentru că are nevoie. Mă rog să trec, nu știu, cât mai repede prin toate zilele astea. Noi acum avem 2 lupte, o luptă cu Faimos și o luptă tot cu ea să se revină. Până la urmă, timpul le va rezolva pe toate. Și să sperăm că timpul va fi de partea noastră. Asta e, nu e nicio problemă. Noi știm să pierdem. N-am pierdut atât de des, dar... măcar noi știm să pierdem. Și a luat-o și a mâncat-o. Fugi! Fugi! Eu mănânc. Fugi! Nu lăsa! Fugi! Nu lăsa să te prindă! Mi-a plăcut premiul votat de public, pentru că acele legume ne dă ceea ce ne lipsește din organism, vitamine. Câte legume!
Mamă! Recompensa aceea clar trebuia să vină la noi în condițiile în care am probleme cu stomacul și de-abia aștept să mănânc. Aceste legume, acești bostanii ăia și cu castravete aia de zici, că atâta castravete le zici cât bostanul, sunt mare civilean. Mulțumim frumos că se gândesc la stomacurile noastre, pentru că noi n-am nevoie de figure, cheesecake, miriki cake, barbar cake. Trebuie să-mi umplu mațele, tăticule, n-am nevoie de figuri, sincer. Marza, tu ce faci lui în seara asta? Eu, sincer, părerea mea era... Voi ați spus să împărțim pe trei mese, da? Eu aș fi pus lintea, ca să fie mai consistent, în ghiveciul acela, pentru că o să fie foarte puțin. Ascultă-mă doar până la final. Lintea o să însemne fix două linguri de fiecare, pentru că nu mai e ca data trecută, nu mai avem un kilogram. Avem doar 500 de grame, adică fix două linguri pentru fiecare. Ciorba de varză, avem doar o varză din asta mică și o salată și o să combin. O să pun castraveții tot la ciorbă, ca să nu mai pun dovlecei și dovlecei morcov, adică o să pun jumătate de morcov. Din roșiile astea o să încerc să fac bulion și două roșii la tocană, două roșii la asta. Deci vrei să pui lintea la... Eu n-aș face bulion, aș tăia bucățele ca să înțelegem ceva din ele. Le pui la... Nu, bulion vorba bine, le fierb mai întâi și după aia ca să-ți dea roșeață. Da, cuburi, așa. Da, dar mai întâi le fierb ca să... Sunt destul de multe legume. Noi considerăm că le putem împărți în două mese. Majda, după cum se știe, este bucătăreasa noastră de la început și am ajuns cu toții la un numitor comun. Dacă fetele au hotărât așa, voi sunteți stăpânile, voi hotărâți. Păi și cum facem? Gătim astăzi sau mâine? Eu zic mâine. Gătim mâine. Hai mâine să gătim, că mâine va fi o zi... Și astăzi mai mâncăm cocos. S-a stabilit să se facă o supă, o ciorbă și să se facă o tocăniță. Din punctul meu de vedere, s-a spus să se pună și linte acolo. Mie mi-ar fi plăcut să nu, într-adevăr, nu iese foarte mult, dar eu sunt cumva mai... încerc să-mi porționez mâncarea mult mai bine față de ceilalți colegi care, în momentul în care au, mănâncă totul odată. Doamne, deci nu vreți să știți cum aș mușca din ce poate să fie și cu brânză? Nu știu, dar nici dacă am avea și brânză... Nu știu și nici nu vreau. Era pentru salată, dar nu o să facem. Le sunt recunoscător publicului că a ales coșul de legume, pentru că din cheesecake ăla mâncam foarte puțin, era foarte micuț, nu cred că ne săturam. Adică ce este satul? Că oricum nici cu legumele nu cred că o să ne săturăm, dar o să fie o masă mult mai mare și mult mai consistentă pentru noi. Ce? Vă zic sincer. Dar și trebuie mă bucur mai tare de legumele astea, că facem și o mâncare mai consistentă ceva. Probabil la cheesecake era atâta, dacă era atâta pentru fiecare, dar am bucurat. În cazul ăsta. Da. A fost un pic greu. A fost un pic greu pentru că nu am simțit... uniunea aceea, ținând cont că am picat cu Sebastian și din punct de vedere sportiv și competitiv mi-ar fi plăcut să ne susținem un pic mai mult, dar faptul că am fost foarte jignită, chiar dacă eu nu țin la ranchiună, am simțit din partea lui cumva că a luat-o înainte în apă și că nu am fost doi coechipieri în adevăratul sens al cuvântului. Băi, dar tensionat a fost jocul de astăzi, nu știu ce se întâmplă de câteva jocuri, trecem din egal în egal. Da. Asta vă să zic că s-au echilibrat pe echipele. Și am devenit și noi mult mai buni. Da. Mi-a fost frică de nântogul ăla. Mi-a fost frică că e bunicel. Nu e bunicel, e bun. Și mi-a fost frică de el, că băiețașul e și rapid și are îndemânarea aia. Foarte bună, Andreuț. Are îndemânarea bună, recunosc. Și mi-a fost frică de el. Și am zis, bă, trebuie să-mi depășesc asta și trebuie să-l bat pe ăla. Neapărat, că altfel... Și l-am bătut și chiar mă simt mândru că l-am bătut. Da, am pierdut cu Sorin, mâncați aici gura ta, pe care l-am bătut și l-am distrus de atâtea ori, m-a bătut Sorin. Mamă, Sebi, a fost un adevărat spectacol. A adus 3 puncte în timp de o săptămână, prima săptămână a adus un punct toată săptămâna. A fost foarte tare. Mă bucur mult pentru tine. Și tu, punctul pe care l-ai adus, felicitări. Mulțumesc, mamă, pior. Bun. De ce nu mai știu la punctul ăla ce am făcut și cum l-am câștigat. Genial. Foarte frumos l-ai câștigat. Da. Putem să spunem că la fotbal, omul meciului, am intrat de 3 ori pe traseu,
De 3 ori am reușit să câștig pentru echipa mea punctul necesar. Sunt bucuros că ușor, ușor încep să mă obișnuiesc cu tot ce se întâmplă aici. Sunt oarecum fericit. Păi hai să facem focul și să facem sare, nu? Să aducem niște apă și să facem sare. Nu am ce energie, sunt curat. Așa am intrat, așa e. Așa am ieșit. Fără energie. Azi am fost epuizată. Voi și căldura și tot. Foarte bine am primit acest premiu. Ne-am dorit enorm să, ca cei de acasă să voteze aceste legume. Iar noi avem în echipă o gospodină pe nume Majda și ea se ocupă de ceea ce ne va găti. Am înțeles că ne va găti o tocăniță de legume, din ce am înțeles, și o supă de varză sau ciorbă de varză, așa că vom avea două mese cu vitamine foarte bune. O să iau legumele, o să le pun în ladă ca să fie la rece, dacă dați spus să le facem mâine, și o să umplem termosurile cu apă rece, ca să, da, apă de mare, ca să ne ținem pe lângă rece, să da, ne țină, face, da? Face, da? Super! Că consider că unul la mână, dacă folosiți asta ca să vă acoperiți voi acolo, că da, sincer, cine? Da, așa, așa se folosește, că pentru curentul acolo. Ăla a fost locuit de la început. Eu zic, acum fiindcă e o problemă, situația cum este acolo, ce s-a mișcat acolo, nu este potrivit. Cine zice că acolo deranjează? Bă, e toate mult asta. Noapte oricum nici acolo. Dar acolo mereu trec nimic, acolo și bagă nisip la mine, exemplu, și mă deranjează. Fă-ți atunci, fă-ți un culoar aici și vii mai îndeapta și dar nu e culoar. Nu e culoarul ăla, nu vine, nu vine bine. Spune în spate, nu Andrei, bine. Cât are? Andrei are bine. Un metru și nu ceva, bine. Cât are? Nu vine bine din perspectiva, mă rog, ta. Face ce vreți voi, pentru că, cum nu zic, face, mereu vă gândiți la voi. Gândiți-vă cum vreți. Nu, eu cred că te gândești la tine. Nu, mă gândesc la comoditatea Andrei, unul la mână, și la comoditatea oricine trece aici, să nu mai aruncă nisip peste tot. Asta da, mai, nu vrei ca să dormi în junglă? Ce vrei tu, nu mai discuți. Nu vrei ca să dormi în junglă? Nu mai dormi unde vrei tu. Că numai tu vii cu ideile astea. Bă, vin cu ideile cum alea de aici ca să le pun acolo, omule. Sunt multe chestii aici. Nu le-am luat. Și nu mă încara așa. Nu mă încara așa. Nu sunt moroșan, nu sunt. Ți-am zis doar părerea mea. Atunci lasă așa, fă ce vrei. Nu mă încara. Mă deranjează egoismul tău. Ești egoismul tău. Ești mai mare egoismul tău. Tu de 10 ori ești mai în tot. Hai zi, nu mai scuipa la mine. Nu mai scuipa. Acum aveți că am făcut-o intențional. Nu. Ești destul de egoist. Asta e părerea ta. Bine că părerea altora de 4-5 care tot vin pe mine să vorbească. Mi se pare că băiatul e înalt acolo. Și toți cei care trec acolo aruncă nisip, nu numai la mine, dar și la ei. Așa că dacă facem un culoar acolo, ca să nu fie problema asta, cred că e mai potrivit pentru toată lumea. Da. Nu ne certăm așa, discutăm să mai egoist ca toată lumea, mă. Ești egoist. Ești mai egoist ca toată lumea, ce? În tot. Ce faci aici? Ce faci aici? Aici ce faci? Ce ai făcut aici, mere? Tu ce faci? Stai, eu fac tot ce fac. La ce vin să l-ai lăsat să vină să facă bailia? Ce PC-ul? Acolo că m-ai ajutat să ții soare sau să ceva? Vezi ăla cu soara? Ce? Ăla cu soara, ostătorul. De ce mă încarezi? De ce mă încarezi? Cum să te încarezi? Acum la vreme știa tu. Da, voiam să-ți arăt. Absurd, ce vrei să mai nu mai discut cu tine. Lemnele care spuia... Nu spune cât să vorbesc. Dacă nu-ți convine, du-te tu de aici. Nu mai scuipa pe mine. Du-te tu de aici, da? Nici tu, că și tu mai scuipa la urmă. Nu ești bărbat. De aia. Nu ești bărbat. Asta ar însemna în momentul în care dau exemple. Eu nu văd. Eu nu văd. În momentul în care... Sunt fapte. Ia să vedem. Fapte. Dorm non-stop. Nu mai fă nimic o săptămână și la fel de slab sportiv o să fii. La fel de slab sportiv o să fii. La fel de slab sportiv o să fii. Nu mai am ce să vorbesc cu tine.
organizator. Te vrem la noi în echipă. Era de glumă, că era în partea lor. La tine tot e glumă. Da, hai, bine, sunt faci. Știi cine e de față aici? Hai să-l dau un exemplu. Lumea o să vadă la televizor. Falsitatea ta, falsitatea mea, performanța ta, performanța mea, calitatea ta, calitatea. Când o să vezi toate interviurile, da. Hai o să vezi ce o s-o spus de Alin. Să mă dau la parte. Da, o să vezi ce o s-o spus de Alin și o să vezi ce o s-o spus de Musti. Da. Și atunci o să scriu așa, chiar dacă mă blochez, și mai scriu încă de la 10 și spun tabla pe fund. Bine. Și acum pot să vorbesc? Discuția asta. Da. Înțelegi? Mie nu mi-e frică să te confund mai mult. Bine, bă, eu te văd, sal la mine. Nu vin că la bătaie, vrei să... Bine, hai să zic ceva. Da la bătaie. Știi care e faza? Da la bătaie. Să zic cu ceva, cu altceva. Vezi că tu te-ai bătut cu Georgiana. Nu ajung obosit, obosit, nedormit, nedormit, accidentat, pentru oboseala pe care am în fel, pentru toată lumea. Și copii. Pentru multe alte chestii. Mers și eu lemne, multe alte chestii. Pun frunze să acoperim. Lemne am adus și eu. Căsuța asta în care am tăiat lemnele în cutie. Ai, termine. Știi unde ai adus lemne? Că ți-a zis Maria să te miști și tu fundul că nu faci nimic. Nu mi-a zis. Ba da. Nu mi-a, nimeni nu mi-a zis. A zis să aprins foc, să faci ceva. Nu mi-a zis nimeni nimic. Nu faci nimic. Nu mi-a zis nimic. Am adus amândoi și am tăiat mereu. Nu mă, că dacă nu se face cu el. Aici așa. Băi, dacă nu se face cu el un proiect, oamenii nu lucrează. Mai văzut că nu mai mulți lucrează. Nu m-am mult și eu, da. Nu mă nimeni, tu le faci pe toate. Tu ești tu. Super. Bine, bine că alții intră pe puta la fotbal, da, da. Și jaza, nu multe chestii, intră și el pe care. De ce? Da, nu înțeleg. Hai, vreau să stau în repede. Nu vreau, nu vreau, nu vreau. Mai bine, nici nu vreau să mă duc. Deci tu astăzi spuneai, na, băieții, ascultați. Pe partea dreaptă se intre. Tu nu știai cum e ăla pe partea dreaptă. Nu măi, pe partea stângă. Că pe partea stângă se intre. Extraordinar, fratele meu. Că am ajuns, chiar așa am ajuns. Că am tăcut 3 săptămâni și vă gătălegi în continuu de mine. Dar lasă-mă, fratele meu, în pace, te-am mai spus odată. Nu mai pomeni numele meu deloc. Și lasă-mă să vă pun cu deloc cu meu. Tu pomenești numele meu. Lasă să vorbească Andrei. Tu pomenești numele meu mereu. Eu n-am vrut să pomenești numele meu. Eu am vrut pentru că el se plânge. Și am vorbit cu Albert. Albert mi-a zis că vorbește cu tine. Și eu am vorbit cu Albert. Tu ai venit să sară aici. Eu am vorbit cu Albert. Nu cu tine am vorbit. Atât. Poate de oraș n-ai găsit mic, nu știu ce fabrician, cu toată lumea, nu știu, nu știu, oraș mic, nu știu. Și e super dor de chestia asta, de aici, adică îmi dau seama că aveam o zi picioare atât frumoasă și am o zi atât frumoasă și acum apreciez mai mult. Nu știu, apreciam și înainte, dar acum apreciez mai mult. Și ce la spital gândește cel mai mult și ce aș n-am făcut atât de mult și ceva la pluși de la piciorul 3. Mi se merg la studio. Deci am un chef. Deci că cum, după ce să-mi iau o săptămână două de relax, fix o să intru, deci o să stau numai în studio. Deci o să-mi fac sesiuni, mă duc în Anglia, mă duc în Suedia la sesiuni. Și o să mă fac un camp în România, o să-mi organizez. Dar de ce nu-ți faci chestii aici? Da, îmi faci aici, dar trebuie să-l, vreau să-l faci cu ce-l făcut de afară.
Vă mulțumim pentru vizionare! Nu uitați să ne urmăriți accesând linkul de aici, mai multe clipuri aici sau aici.